După atâta mizerie care a inundat ecranele, de dragul unei audiențe efemere, să vedem cât de certați sunt românii cu săpunul. Răzvan Anghelescu, reporterul special al emisiunii noastre, prezintă rubrica Vax Populi. Cum v-ați spălat noastră ultima? Așa va. Da? De ce? Așa vreau. Cum v-ați spălat ultima oară? Aole, de vreo 5 luni, poate. Nu e timp. Nu aveți timp. Cu muncă. Cum e, domnule? Mai spălți, de 2 zile, 3, ce? Când v-ați spălat ultima oară? Acum vreo 3 zile. De vreo săptămână. Nu se spală pe cap, pe dinți? A, asta e la ordinea zilei, ce se mai... Ca idee așa, la cât timp vă spălați? La 3-4 zile. Pentru, adică nu, că nu am timp de altceva. Pe dinți vă spălați noastră? Mă spăl, dar nu mereu. Noastră, când v-ați spălat ultima oară, de exemplu? E greu. E greu, de ce? Putoroase nu se spală. Am mai auzit la noastră aici de sărăcie, că ar fi un motiv. E rară, dracul, de sărăcie. Da, apa, dai bani pe ea. Care ce? Te duci de rău scump, toate scumpe, șampon scump, aveți dreptate. Lasă-i, are dreptate puturoasele, cu apă rece, pă. Mă spăl pe oi, mă dau fiș, dau pe subțute, dau, mă spăl. N-ai cu ce, n-ai bani, nu s-a ajuns de bani. Nu poți să stai jăgos în puțiță, miroși a prost pe drum. De exemplu, noastră, de când nu v-am mai spălat? Nu știu. Ei, mai mă spăl așa că tu, la o săptămână, două. Cam așa spun. Păi așa ce se fac, asta e viața. Oamenii nu-și mai permite să cumpere strictul necesar, da, da, da. Să-și îngrijească organismul. Începând, să zic așa, de la tratamente de stațiune, de așa, și până la tauleta organismului. Răzvan Anghelescu, doamnelor și domnilor, îl găsiți pe www.vaxpopuli.ro. Noi mai rămânem un pic la presă. Presa e rea, doamnelor și domnilor. Presa e rea. Așa. Am stabilit asta, dar oricât de rea ar fi, oricât de deprofesionalizată, dezorganizată, polarizată și alte zată vreți voi, presa e rea cu ei, cu politicienii. Când era cu politicienii, presa e al dracului de bună pentru cetățeni. Iar pe domnul Crin Antonescu îl enervează treaba asta foarte tare. Nu, să nu vă au că începeți iar cu faze de alea, iar să iau asta de Crin Antonescu în emisiune, că mă enervez. Dacă Antonescu n-ar comite gafă după gafă, dacă n-ar face atac după atac prin alunecare la democrație, dacă ar înceta să-i mai agreseze pe jurnaliști, atunci nu s-ar lua nimeni de el ca boala de omul sănătos. Dar domnul Antonescu nu încetează cu prostiile. Zilele trecute, când a prezentat un nou trofeu pe sărmanul Mihai Stănișoară, despre care vom vorbi imediat, Antonescu și-a ieșit din nou din fire. Iată. Cum v-a convins, domnul Antonescu, în cele 5 luni că nu este vorba de o conducere nici dictatorială, nici păguboasă? Păi am renunțat la foarte multă putere la Congres. Domn Jaracaliu, noastră am văzut că nu ratați și e și normal nici o conferință de presă la Cotrogen. Nici la dumneavoastră, nici la mine, nu. La mine e și normal. La Cotrogen aveți și eu consider că aveți tot dreptul. Această voluptate de a aduce declarații cumva contradictorii. Oare nu-l întrebați dumneavoastră o dată pe domnul Băsescu când mergeți acolo? Cum e cu înghițitul porcului? Cum e cu nenumirea unui prim-ministru? Cum e să-l numești? Cum e să semnezi pacte? Sau puteți să-l întrebați pe domnul Ponta? Cum căuta domnul Băsescu sticlă pe jos? Și cum e după aia să semnezi pacte? Încă o dată vă spun, îmi permiteți să vorbesc și eu totuși. Da, ce? Păi, când termin, mă întrebați ce relevanță are, dacă n-ați înțeles. Sunteți extrem de intransigent. Sper să nu deveniți chiar și agresiv. Agresiv? Jurnalistul era agresiv? Păi dacă jurnalistul era agresiv, atunci cel care răspunde la o întrebare în locul altuia, cum e? Nesimțit?
Amuzant este că jurnaliștii s-au obișnuit cu crizele de isterie ale lui Crin Antonescu și după ce îl lasă să-și facă numărul, nebăgându-l în seamă, oamenii din presă continuă să-și facă treaba. Așa s-a întâmplat și acum. Domnule Antonescu, de ce nu-l întrebați dumneavoastră pe președintele Băsescu? Sunteți al doilea om în stat, cel puțin teoretic ar trebui să aveți o relație instituțională. Este o conferință de presă pe care ați organizat-o pentru ca jurnaliștii să vină aici să le transmiteți mesaje, iar ei să vă pună întrebări. Prin urmare, domnule Stănișoară, cum v-a convins domnul Antonescu în ultimele 5 luni că nu este vorba despre o conducere dictatorială și păguboasă la PNL? Dacă ești politician, atunci trebuie să răspunzi la întrebările jurnaliștilor, frate. Bune, proaste, comode, incomode, repetate de zeci de ori. Trebuie să răspunzi, pentru că scopul tău de politician incapabil e să transmiți un mesaj alegătorilor, nu presei ipochimenule. Alegătorilor. Iar mesajul tău este dus la alegători de jurnaliști. De știrea lor, de comentariile lor și așa mai departe. No, facem o schemă simplă de comunicare să înțeleagă și domnii Antonescu și Băsescu? Ok. Pentru asta trebuie să-i dau legătura colegului meu. Busule, ai legătura. Bună seara, bine v-am găsit. Așadar, avem aici emisătorul, care este politicianul, omul politic. Aici, foarte interesant pentru politician odată la 4 ani, este receptorul, adică alegătorul, bizonul, ca să înțeleagă toată lumea. Cei doi comunică printr-un canal care e cam colmatat, e drept. Canalul ăsta e asigurat de presă. Da, puțină lume are curaj să intre în canal. E plin de tot felul de bruiaje, de mizerii, de șobolani, de varani, de răitari, de băieți care mint de rup. Tocmai de-aia mesajul politicianului trebuie să fie clar și adresat bizonilor care votează, nu jurnaliștilor. Schema e mai complicată, presupune feedback și alte chestiuni, dar pentru că ne adresăm politicienilor, am simplificat-o maxim, maxim am spus, pentru ca ei să înțeleagă. Da? Domnule Antonescu, domnule Băsescu, bine, stați jos, aveți cât un 3 pentru prestația din ultimele săptămâni. Legătura în studio. Busu, ca întotdeauna îmbrăcat după ultima modă. Mulțumim, Busu, pentru această prezentare. Trecem mai departe, pentru că deja suntem în criză de timp și nu vrem ca data trecută să scoatem din program toate știrile mondene, ci că fără ele nu se uită nimeni la emisiune. Și avem frumos azi cu fata de la TVR care a venit fără chilos pe aia la extragerea loto. Noi nici nu pot să citesc asta. Cu Ana Roman, care mănâncă un câine în direct, cu găina Iuliei Albu și cocoșelul Andrei Mantea. Până atunci să vorbim despre doamna Anca Boagiu, care s-a trezit să spună asta de la tribuna Parlamentului. Azi dimineața auzeam că stăm capră în fața Uniunii Europene și că ne bubuie pe Schengen și leagă de MCV și nu știu ce nu facem. Stăm capră. Iar acum aud un coleg care se supără că trebuie să avem o poziție care să spună, domnule, nu sunt de acord cu ce îmi propui tu, Uniunea Europeană. Știți dilema caprei, se întreabă dacă e poziție sexuală sau animal, mă rog. Dileme în legătură cu limbajul doamnei Boagiu nu trebuie să aveți, întrucât limbajul a fost singurul criteriu în baza căruia doamna a fost numită de Traian Băsescu mai demult la Ministerul Transporturilor. Sincer, toți cei care o cunosc din interiorul PDL susțin că nu vă puteți închipui cum poate să înjure femeia asta. Dumnezeii și Paștele și Hristos și de porc împuțit! Cu m***a care-i curvă și cu tactul pușcărie și cu tot neamul tău la balamu. Și uite cum am ajuns la viol. Imagine cu Mihai Stănișoară, vă rog. Uitați-vă la acest domn. Atât de fragil, atât de nevinovat, atât de violat. Cum adică violat? Așa a spus domnul Blaga. Dragostea cu forța se cheamă viol. Și iată cum s-a simțit violat astăzi între ai noștri. Mihai Stănișoară, dintr-o dată, i s-a aprins flacăra violet liberală, după ce a luat de la partidul ăsta tot ce a dorit. Și ce nevinovat pare domnul Stănișoară cu aerul ăla feciorelnic atunci când ne spune că n-ar trebui să luăm în seamă ce își spun politicienii când sunt adversari. Ai mă, cocoșel, pe cuvânt...
Domnul Antonescu trebuie să înțeleagă că a devenit cel mai ridicol și caragios politician român. Un adevărat domnul Goie de care Caragiale ar fi fost tare mândru. 28-10-2012, înainte cu 5 săptămâni de alegerile parlamentare. Adică au trecut 3-4 luni. Da, eram cumva ca și în campanie. Repet, ar fi considerat un pamflet, o declarație politică din asta spumoasă, purtată în arena, să-i spunem, politică sau în teatrul așa viselor politice, ca să ne gândim puțin și la un sport așa drag nouă.